La Cetățuia, cea mai veche dintre fortificațiile dacice din munții Orăștiei, există elemente de arhitectură sacră foarte evidente. În dimineața zilei de 21 decembrie, din cetatea Costești, soarele poate fi văzut răsărind exact deasupra Sanisegetuzei Regia. Cu alte cuvinte, soarele este salvat pentru a nu cădea în zona de sub Oceanul Planetar, tocmai de muntele pe care a fost clădită viitoarea capitală. Muntele Sfânt al Dacilor a fost venerat de preoți din cetatea de la Costești, aici găsindu-se cele mai vechi urme de locuire din întreaga zonă. Mai întâi, soarele s-a născut pe Muntele Sfânt, iar apoi era salvat iarnă de iarnă prin slujbele preoților. În scurt timp, muntele care oprea soarele din căderea lui spre sud a devenit sacru. Sentimentul de respect de aici se îmbină cu pacea cetății. Costești, Cetățuie, este mai mică, mai modestă, dar are o pace specifică care trezește în sufletul nostru părți din sufletul cel vechi. Costești, trezește-te! Inocența și îndemânarea. Având inocența unui copil și îndemânarea unui meșter, ne poate face să ne imaginăm cum trăiau străbunii getodaci și cât de isteți erau. Puțin dintre vizitatorii anticei cetăți își dau seama cât de important a fost ea pentru istoria getodacilor. Vestigiile sale aparțin însă primei capitale a regatului dacic, fondat de Burebista în prima jumătate a secolului I înainte de Hristos, statut pe care și l-a păstrat, foarte probabil câteva decenii. Situată pe culmea Blidaru, este cel mai puternic complex fortificat din această zonă, fiind întins pe un platou de aproape 6.000 de metri pătrați. Urcușul spre locul din munții Orăștiei este dificil, dar eforturile vizitatorilor sunt răsplătite de frumusețea așezării. Blidaru a rămas una dintre cele mai bine conservate cetăți dacice. Străbunul care conducea armata profesionistă de la Blidaru era un general. Blidaru este impunătoare, este puternică și trezește în sufletul nostru părți din sufletul cel vechi. Blidaru, trezește-te! Dârzenia și forța. Fiind dârz ca un soldat și având forța celui care prețuiește țărâna, ne poate face să ne imaginăm cât de viteji erau străbunii getodaci. Aceștia aruncându-se dârji în luptă și lovind cu forța întregului pământ. Prin utilizarea sistemului de apărare în adâncime și prin folosirea în mare măsură a trupelor de arcași și artileriei, numărul victimelor din rândul armatei dacice era redus considerabil. Aici, armata dacică era cea care stabilea regulile bătăliei încă de la început. Sanisegetuza Regia a fost capitala și cel mai important centru militar, religios și politic al statului dac înainte de războaiele cu Imperiul Roman. În 1993, România demara o amplă campanie de punere în valoare a cetăților dacice de la Grădiștea. Un studiu multidisciplinar efectuat la fața locului a pus în evidență faptul că sub ceea ce este acum decopertat există un uriaș ansamblu arhitectonic, un ansamblu militaro-civil compact cu mai multe nuclee întins pe o suprafață de peste 200 de kilometri pătrați. Sentimentul care se trezește aici este de unire cu tata timp și mama pământ și cu toți cei care au viețuit aici. Sanisegetuza! Trezește-te! Sanisegetuza Regia ne face să conștientizăm că noi suntem în tot și totul este în noi. Pentru toate culturile lumii, soarele a reprezentat sau încă reprezintă o putere cosmică supremă, fiind cel care asigură existența și dezvoltarea vieții pe pământ. Ca sursă de căldură, soarele simbolizează vitalitatea, pasiunea și tinerețea. Răsăritul și apusul reprezintă simboluri pentru naștere, moarte și renaștere. Soarele de andezit a fost dezvăluit de sub humă și readus umanității în 1958. Este format dintr-un enorm disc de andezit cu un diametru de circa 7 metri. Este alcătuit din 10 felii radiale care reprezintă raza soarelui și un disc central care reprezintă soarele. Marele sanctuar rotund de la Sanisegetuza
Are drept cupolă doar cerul. Din timpuri imemoriale și în toate tradițiile spirituale acestei lumi, soarele a fost venerat ca fiind centrul universului, în jurul căruia se învârte totul, de care totul depinde și din care totul se naște. Pentru inițiații daci, îl reprezintă simbolul iluminării spirituale. Soarele este în fapt manifestarea divinității. De aceea oamenii care s-au născut și au trăit aici s-au dovedit adeseori niște luptători neînficați, plini de o credință simplă, dar profundă, în focul cel viu și veșnic, fiind gata oricând să-și dea viața pentru libertate. Fețele albe sau fetele albe? De unde acest nume? Legenda spune că atunci când trupele romane au intrat spre Sarmizegetuza, nu la mare distanță, înainte de a ajunge capitală, au fost atacate de niște războinice cu piele albă ca zăpada, de o frumusețe rară. Cetatea fețelor albe! Trezește-te! Sentimentul de aici ne face să putem vedea cu ochii sufletului că între zi și noapte, între răsărit și asfințit, între văzut și nevăzut, între el și ea, nu poate fi decât dragostea. Dragostea adevărată, necondiționată. Cultul dacic era format din sacerdoții zăului Moș și zânele mumei pământ. Conștiința spirituală a geto-dacilor avea la bază credința nemuririi. Știau că în planul fizic există temporar într-un corp fizic și nu se temeau de moarte, astfel, peste milenii, auzindu-se încă vocile străbunilor. Amintiți-vă de noi! Amintiți-vă de ce a murit! Dacă vreun suflet liber va trece prin locurile astea, în nenumăratele veacuri ce au să vie, fie ca glasurile noastre să-i șoptească din pietrele eterne, spune getodacilor, trecătorule, că a murit aici pentru libertatea acestui neam sfânt.